spate vom pune pe double stack, pe barele de metal, vom încărca ceva brânzeturi, iaurturi pentru Harstad Nord. Vom încărca în față, avem 3 descărcări, vom încărca din același loc, dar vom încărca în 3 locuri în, în Norvegia, pe nord, vom urca până pe la Tromsø. În 8 metri vom încărca cartoanele și după care în spate, în diferit, restul 4-5 metri cât mai sunt, vom încărca iaurtul. Vom merge întâi la Smurfit, la Honeyfoss, să încărcăm cartoane. Așa că vă invit să mergeți cu mine în cursă și nu uitați, dacă apreciați, să-mi lăsați și mie un like și un follow la cont. Și haideți cu mine să încărcăm întâi cartoane. Vom încărca, vom merge în față, avem cartoane pentru Tromsø, cum am zis. Și apoi de aici până în spate avem restul. Cam asta a fost, mergem la ultima încărcare. Cam tot timpul, stânga-dreapta, 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 nu prea
870 până la prima, încă 1000 și vreo 500 până la ultima. Așa că avem treabă. De acum
marfa, clar, că și prețurile în magazin și alimentele, hainele sunt mai scumpe față de partea de sud. Avem o comunitate de români care lucrează și stau stabiliți aici, în Moirana. Și îi salut prin intermediul ăsta. Am ajuns pe platou de la Moirana. Trebuie să facem o pauză de 45 de minute aici. Și am zis că mergem un pic prin zonă să vă arăt împrejurimile. Zăpada mai e un pic pe aici pe acolo, mai persistă. Unde au fost gropi de mai mari, dați seama, acolo zăpada stă până în august. Dar pe timp de iarnă, când în toiul iernii, parcarea asta e blocată, e închisă aici, nu o vezi zăpada, e zăpada de un metru, un metru jumate blocată aleea asta. N-ai cum să intri aici. Da, na. Și am zis că urcăm un pic pe aici să vedem cum se vede de sus. Poate nu mă împiedic de bolovan ăștia pe aici, să mă mai și accidentez acum. Temperaturile sunt undeva la 4 grade, destul de rece. Cu cât urci mai în sus un pic încoace, cu atât se simte briza mult mai scăzută, e mult mai frig. Plin de turiști. Na, că e timpul concediilor. Tot câmpul ăsta, te uiți în depărtare și ai plin de oameni. Oamenii se duc încolo în depărtare, dar na, vor să ducă la capătul pământului. Parcarea e jos, ăsta e acolo, e un restaurant, magazin tradițional, o să coborâm după aia jos acolo și o să vă arăt un pic și înăuntru. E frumos, e un aer puternic, nici nu vă imaginați ce, cât de puternic e aerul. Pietrele, fiecare care și cum au ajuns aici, au încercat să lase niște semne cumva că au ajuns la cercul polar sus și au încerca să clădească pietre, să pună una peste alta pe aici. Plin de autobuze, rulote, na. Zăpada pe vârf încă se mai vede un pic. Dar e frumos. Dacă ești iubitor de natură, îți place muntele, n-ai cum să nu iubești zona. Cum am mai zis, mai văd zăpada pe aici, pe acolo, prin găurile unde a fost mai adâncă. Să mergem în față pe aici și o să coborăm în stânga la vale aici, să mergem un pic la magazin acolo, să coborăm pe alee.
E plin, plin de turiști. Nu ai loc de aici, cel puțin rulotele astea, tot drumul ăsta te termină. Mai mergem un pic mai în față și o să coborăm cu stânga jos. Uite aici, ce v-am zis mai înainte, sunt pietrele alea așezate, sunt vreo câteva pietre așezate una peste alta. Dar nu știu, la lumea cumva să lase un semn, știi, vine și le mai clădește niște pietre, mai pune. Adică o să vadă că a lucrat, că a fost mână de om pe aici. Aici frumos l-a așezat. Nu se vede pe cameră, dar îndepărtă, e plin de oameni. Tot câmpul ăsta, când vă uitați așa încolo, tot muntele ăsta e plin de turiști, se duc încolo. Și la monument, vale acolo, e plin de turiști, la fel. Fac poză. Așa, am coborât. Uite, e mai dus aici, sus acolo era recitare, bătea vântul, aici e un pic mai dus. Se simte un pic mai călduț. Să mergem un pic la magazin să vă arăt și înăuntru. Încă e moale, după cum s-a topit zăpada, e ud. Noroi pe aici, pe acolo. Și intrăm în magazin. Nu știu, blânduri. Animale împăiate. Super. Animale din cănor. Nenea pescuiește. Ce mare este. Că e adevărat, băi. Prins pe cercul polar pe Moirana, în ora taxi magazinului pe cercul polar. Aici te-ți lua ceva în plus. Foarte multe amintiri. Un discount e 24 de euro. Nu mai știu, știi ce? Ce 2 la 15 euro. Da? Ca și amintiri. Cam asta a fost, blândurile astea sunt criminale. Uitați de moi. Super. Coborăm platoul de pe cercul polar. Am făcut o pauză de 45 acolo și mai avem încă o oră și 36.
în pauză. Opa. Să-i dau mai repede. Nu
și asta. S-a oprit până în rulota ăla. Posibil să ne trimită spre asta acolo, să îndărcăm astăzi. Astăzi, se întâmplă până asta. La sfârșit. Mai sunt câteva pâlcuri așa cu zăpadă. Bine, alea nici nu o să plece de acolo până în august. Că în august, septembrie, deja pe vârf acolo vine înapoi. Se întoarce iarna. Iarna e urât zona asta de la, până la Bognes acolo. Dar cred că timp de iarnă o să mergem pe la drag mai înainte, o să ocolim un pic. Ca fel îți dă de chin aici, că avem niște virajuri de urcat aici, unde iarna, dacă nu-i curat, e probleme. Bă, dacă scap de tunelele astea, fără să mă întâlnesc cu cineva acum de vreme, că e vreme, zboier. De-aia e rău aici, când te întâlnești cu unul, prea mai e loc. La Narvik. Mergem înspre Tromsø de acum. Mai avem una pe la Bardu fost aici și încă una la Tromsø și cam gata cu descărcarea. Dar la Tromsø vom merge înspre direcție, dar vom descărca mâine.